Ce fac, băieți, și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată, FIFA 19 Draft spre glorie. Episodul, cred că 67, dacă nu mă înșel. Episodul trecut mi s-a întâmplat în final să mai pierdem un draft. Câștigasem vreo 12 la rând, cred, nu știu sigur, 10 sau 12, și am pierdut un draft. Astăzi trebuie să ne luăm revanșa, băieți. Astăzi, în fine, eu am înregistrat toate drafturile în aceeași zi. Puțin obosit la acest draft, dar sper eu să ne luăm revanșa. Să vedem formația. Draftul trecut am și jucat cu un sistem de joc nu foarte eficient în FIFA 19. Un 4-1-2-1-2 wide. Ok, avem 4-3-3 attack și 4-5. Opțiunile noastre sunt următoarele, fiți atenți. 4-3-3 attack, 4-1-2-1-2. Mă duc pe 4-3-3 attack, dar avem nevoie neapărat de doi mijlocași centrali box-to-box, foarte bun și defensiv și în atac. Hai să vedem Il Capitano. Mamă. Îmi place ce văd, ca să fiu sincer, îmi place deloc. Hai să-l iau pe Salah. Mă așteptam la mai mult de la capitani. Se de Gerard Moreno, pe cine? Cu Trone. Deci nu, în momentul actual nu am pe nimeni de aici să-i fac chemistry lui Salah. O grămadă de carduri speciale, dar nu ia nimeni chemistry. Cu Trone ăsta 3 cu 4, Iago Aspas, Mandzukic, Lewandowski. Nu știu, vă spun sincer că nu știu ce să fac. Apar nu am. Cu Trone ăsta dă și cu căpățâna. Jumping 89 și cu dribbling e acceptabil. Iau pe cu Trone. Și mă duc puțin la rezerve. Nu știu ce să fac, mi-a dat doi jucători foarte ciudați. Condombia. Mamă, să iau schimbat naționalitatea. Mi l-a dat și pe Lala. Lala intră bine în combinație. Bă, parcă-s pe altă planetă, mă. Credeam că intră bine în combinație cu Salah, dar nu intră. Condombia. Condo e senzație. Îl bag super sap, frate. E prea bun ca să nu-l joc. Trebuie jucat, e bun la mijloc acolo. Awar. Fii atent, uite mă dacă era și Condo francez. Olympique Lyon, da, David Silva, Bernardo Silva, Mares și Milinkovic. Fiți atenți ce fac, am și pe Awar ăsta. Mamă ce bine arată. Și acum îmi fac echipa aici, să iau chemistry și dacă e fac schimbările după minutul 1. Pizzi Cante, uite deja mi-a dat un Cante simpatic să-mi țină mijlocul. Hai să le fundaj dreapta. Ar merge un Arnold, senzație. Hakimi, Carles Puyol, Calabria. Publica forțat trebuie să-l iau pe Puyol pentru chemistry. Kimmich, nu? Calabria s-a arătat și el bine. Carles Puyol. Păcat că nu are viteză pentru fundaj dreapta. Cum fac eu cu ăsta? Senzație, Varan. Bine, mă. Așa mai zic și ok. Așa parcă mai vii de acasă. Și fii atent că Awar se potrivește. Ce ai, bă, băiete, bă? Pele, se știe. Se știe, Pele. Tananam. Hai să vedem extremă stânga. Henry sau Nenei. Trebuie să iau pe Henry pentru chemistry, cred. Henry pentru chemistry. Cumva aș vrea să scap de cutronul ăsta de aici. Vedem imediat ce și cum. Ses, Verratti, Hamsik, Jorginho. Nu mă interesează niciunul. Absolut niciunul, pentru că vedeți voi ce fac? Îl iau pe Hagi ăsta și îl bag aici. Oar bombiță acolo. Bun. Sau pe Condo acolo, oar pe. Mamă, nu știu cum să joc pe asta. Hai că vedem ea. Hai puțin Grimaldo, Crișito, Nacho, Young și Rose. Iau pe Grimaldo, frate. E prea bun. Ce vreți? E prea bun acolo. Chiar dacă mai greu cu chemistry-ul. Ia stai puțin. Pele acolo în cât stă? Mamă, în 3 stă doar. Păcat. Nici așa nu merge combinația. Dai că vedem noi cum o scoatem la capăt. Ideea e să nu fac prea multe schimbări după minutul 1. La asta mă gândeam. Koulibaly, Vestergaard, Sane, Toprak și Mustafi. Absolut niciunul dintre aceștia nu ia chemistry. Absolut niciunul. Care e în schimb cel mai bun?
Văd unul cu Shadow pe Sané, în rest și Koulibaly e bun. 88. Mai greu la chemistry, nu? N-aș lua încă portarul, aștept un fundaș central acolo care să mă ajute la chemistry. Delaney, Susaeta, Oyer, Rochina. Viviano Digne, francez, Everton. Ajută la chemistry, cred. Cu Hunter văd că e. Victor Ruiz, n-am ce șansă să-l folosesc. De așa stăm în 83. Bun! Bun! Bun așa. Da, central Mandi ăsta de unde e? Oh, pe Spania! Spania, Spania, Spania. Hai de vină încoa. Spania, 89. Bun și așa. Și fii atent, dacă schimb eu cumva... Na, nu câștig nimic așa. Pierd chiar din chemistry-ul lui Kante. Nu-i rău. Nu e rău. Tot nu mă duc în portar. Mai aștept puțin. Nimic interesant aici, absolut nimic interesant. Să vedem, Mahrez este tentant, Suso e tentant. Mahrez e cu Shadow acolo. Opțiune interesantă cel puțin. Suso dacă l-aș lua, ar lua bine cu... Suso ăsta arată bine rău, frate, dar Wakefoot slab. Vezi tu, dacă îl bat pe Suso aici, mă duc în 93. Ia uite, vezi? Ce frumos m-am dus eu acum. Hai că a gândit-o și o viță în final pe una ca lumea. Așa păstrez chemistry-ul, nu? Dar îmi dau un... Din ea avea oricum full, nu? Kante n-avea... Da, pierd totuși. Orice aș face aici. Tot la fundașul central e problema mare. Brahimi, nu mă interesează nimic de aici. Avem nevoie acolo de un Courtois la portar, cred. Deja orice îmi pică pe aici nu mai are unde să joace în echipa mea. Kolarov, Lang, bla bla bla. Să mă duc acum pe portar? No, mai stau puțin, poate îmi pică un fundaș acum. Bai sau uite mi-l dă pe Lala ăsta francez pe partea aia. Își pierde din chemistry, dar aș avea un fundaș dreapta mai bun. Mă înțelegeți voi pe mine? Bai, Premier League. Îi dă lui Digne fundaș mai bun decât ce avem noi acum. Da, cred că sunt obligat să mă duc pe Bai. De aici am pierdut un pic de chemistry. Poate să ne ajute acum un De Gea cu... O lecă! Dezastros! Belgia, Belgia, Anglia 1. Mamă, este Kellenburg. Nu poți să nu-mi dai un portar ca lumea. Te rog! Nu poți să nu-mi dai un portar ca lumea. Nu mi-a dat, frate, m-a distrus. Mamă, orice șut pe poartă o să fie gol. E mare problemă. Mare de tot. Ia stai să vedem. Avem Portugalia, Italia, Ucraina, Mexic și Franța. O să jucăm cu portar silver. Nu pot să cred asta. E incredibil. Francez vreunul pe aici? Niet. Și nimeni din Premier League, nu? Wow, dezastru total. Păcat. Luăm pe tătă, dar... Slăbuț, slăbuț, rău. Greu, greu, greu. Asta e, băieți, am rămas fără un portar de calitate. S-a întâmplat. Cred că după minutul 1 a Warston, nu stai puțin. Nu-mi place aici cum stau War. 10-7, prefer pe Kante totuși, că oricum n-avea abuz la pace. Prefer așa. Hai să ne luăm și managerul. Ok, pe ăsta e un draft decent. Să vedem totuși cum ne descurcăm cu formația asta 4-3-3-4. Și primul adversar normal care are 5 fundași. Oh, coșmar. Are și 99 Pele, 93 Giggs, 92 Vieira, să-l țin la mijloc pe 95 Ronaldo. Cu Trone, Team of the Year Marcelo,
Ne așteaptă un meci dificil de tot. Haide, Pele! Of, mai trebuie să mai fac încă una. Cu noroc, dar 1-0. Henri, te mănânc, ce ratare, Henri! Ce frumos, Henri, aici! Pasă în fața porții și... Nu reușim să marcăm, din păcate. Ia mă, poartă acolo, dăm și noi gol. Offside, cred. Offside! Construisem bine faza. Ne-a dat și un kick-off glitch, să fie treaba, este, mă! Portarul nostru normal, că n-apără nimic, că e silver. Hai, Salah! El dă gol în rătăm, explicați-mi și mie cum e posibil asta. Uitați-vă și voi, ia altă ratare, n-ai, dacă nu vrea, nu vrea. Altă ratare, băi frate, băi, dă-mă încolo, mă, ce-i asta? Hai, Henri, hai, mă, dar... Nu știu, frate, nu știu câte trebuie să mai arăt până să intre mingea. Nu știu câte. Haide pe ele, în final egalăm, haide mă. Ratăm? Ia stai puțin. Bară, nu te cred, ce ocazii, nu te cred, așa, ne jucăm cu ocazii, frate. Tragem fundașul meu, voi ați văzut și voi, nu? Mă apăr perfect cu fundașul. Clar n-are șanse să dea, n-are cum. Mă apăr, dăm fundașul meu și sare mingea la el, se dea pasă lui Messi singur cu portarul. N-ai cum, jocul ăsta uneori n-ai cum să-l joci, frate. Nu ai cum să joci jocul ăsta uneori. Crezut că l-a mutat și de asta am încercat. Hai, bag-o în poartă! Bine mă, egalăm, haide mă! Super, frate, deci portarul meu nu poate să salveze nicio minge. Nici, n-a apărat odată. Odată nu a apărat. N-ai cum, frate. Când jocul îți dă să joci cu portar silver, nu ai cum să joci. Bătaie de joc asta. Na, nu... Uneori nu poți să ai pretenții de la jocul ăsta. Nu poți să ai pretenții deloc. Să joci cu portar silver într-un draft, să nu-ți dea altă opțiune. Nici măcar nu mai vine să deschid premiile. Nici măcar nu vine să mai deschid premiile, mi se pare... Incredibil, gold pack, mi-a dat loan player, cine? În fin. Oricum ne pică nimic, băi, dau skip last. N-are absolut niciun rost. Câștigăm draftul, nu contează că nu primești nimic în premii, absolut nimic în premii, nimic. 10 drafturi am câștigat de 12, nimic. Băi, dar nimic care să zici, bă, da, m-a meritat să joc și-o draftul ăsta, să vezi că mi-a picat un jucător de 300 de K, nici măcar atât. Nimic.